11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Țurcă, dragi prieteni, în ceea ce privește contractul lui Cosmin Cosma la Guangzhou în China. O țurcă de fotbal și până la urmă fantomele, vechile fantome ale structurilor fotbalului românesc ies la suprafață. Se vorbește de cine credeți la Guangzhou? De Mutu. Mutu tată, care n-a reușit să semneze în India, a rămas pe din afară, este singurul fotbalist care a vrut să se transfere în India și n-a reușit. Adi Mutu. N-am mai auzit așa ceva. S-au dus toți acolo. Unii buni, alții mai puțin buni, unii expirați de tot, alții în curs de expirare. Unii cu data limită, exact când debutau în India, chiar în ziua aia și expirau. Ma, toate categoriile de fotbaliști. S-au dus tot felul de antrenori acolo. Un campionat absolut jalnic, cel din India. Bun, în China e și mai rău. Dacă indienii tot măcar mai au adus câțiva jucători, au popularizat campionatul, dovadă că se vede și pe Eurosport. Există cât de cât o idee acolo. În China nu este absolut nimic. Cosmin Cosma ăsta va avea însă un contract lung, scurt, nu putem să știm, dar va avea un început mirific. Absolut mirific. Deci el se presupune că deja ar fi semnat, sau dacă nu, o face în aceste zile, în aceste ore. E bine, primul lui meci este pe 10 februarie, pe teren propriu, e până atunci o veșnicie, deci aproape 2 luni, n-are nicio partidă de jucat, pe teren propriu, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor Asiei, va juca un singur meci, deci un singur meci pe teren propriu contra învingătoarei dintre campioana din Birmania și cea din Singapore. O formalitate, acolo nu există fotbal în astea două țări. Dacă o va învinge, deci o va învinge, va juca play-off-ul în Australia, tot într-o singură manșă, pe terenul formației Central Coast Mariners. Nimic. Bun, aia s-ar putea să le elimine, dar până atunci, și ăla e un meci până la o singură manșă, să presupunem că după asta se va califica, bănuiesc, mai departe în Liga Campionilor Asiei și va începe competiția propriu-zisă, cred, dacă nu cumva o va și câștiga. După asta două meciuri deja e campion al Asiei, nu înțeleg foarte clar. În fine, Cosmin Cosma va fi cel mai tânăr antrenor în Liga Chineză, la 39 de ani. Până acum acest rol este deținut de Fabio Cannavaro, fostul internațional italian, care a ajuns și el la sapă de lemn în campionatul Chinei. Cannavaro este ăla care se dopa în direct pe YouTube înaintea finalei de Cupa UEFA cu OM în 1999 și nu l-a prins nimeni, deși imaginile arătau acest lucru, iar el asta spunea. Își injecta în vena asta, apropo de cei care mai plâng încă după Parma, club care se va desființa la sfârșitul acestui sezon, cel mai probabil, deși se pare că sunt niște investitori pe acolo, dar eu nu-i văd bine. În orice caz, Parma este deja retrogradată în Liga 2-a italiană, are datorii, este pe ultimul loc, a fost depunctată, adevărat, cu un singur punct. Ieri a pierdut la Napoli cu 2-0, era condusă cu 2-0 minutul 30. Practic, acest club de șarlatani și de impostori nu mai există. Ok, intențiile n-au fost rele. Concernul Parmalat, care sigur făcuse acolo o mare echipă plină de jucători, da, dar erau toți hoți. Despre asta e vorba. Erau mari jucători, dar împreună la Parma, la ceea ce însemna fotbalul italian al anilor 90, unde numai dopajul conta, absolut numai dopingul, sigur că Parma era unul dintre primele exemple. Parmalat a dat faliment, s-a desființat practic firma, nu mai există astăzi Parmalat, sunt niște subsidiare ale lor, dar care nu mai au legătură cu firma mamă. Bineînțeles, au lăsat clubul în paragină, n-a mai avut cine să se ocupe de el, deși era un monstru în anii 90, Parmalatul, cred că unul dintre produsele, nu numai lapte făceau, tot felul de produse lactate și nu numai dintre astea, biscuiți, paste, multe, erau între primii 5 la nivel mondial producțiile astea. Probabil un management italienesc specific l-a curățat, l-a aruncat în afara jocului și atunci sigur s-a prăpădit și clubul. Le urăm celor de la Parma
exact ceea ce merită. Să nu se mai întoarcă niciodată în prima ligă italiană și să-i lase pe alții să joace. Ieri Juventus a câștigat la Cagliari 3-1. În Italia se desfășoară în acest weekend ultima etapă a anului, pe care campionatul ia o scurtă pauză, se spune pe 6 ianuarie, dacă nu mă înșel. În orice caz, astăzi nu sunt meciuri, au fost două jocuri avansate pentru joi, după care se intră pe făgașul normal cu partide sâmbăta și duminica. Ele sunt transmise puzderie la noi, bineînțeles, de cei doi difuzori, Digi și Dolce. Cota este cam de 7 meciuri din 10 pe etapă în Italia de către ambele posturi, fără ca acest campionat să reprezinte ceva pentru microbiștii din România. Pe 6 ianuarie este următorul meci al Juventus acasă cu Inter. Ok, deci asta ar fi o primă știre. Contra a instalat la Guangzhou, se vorbește despre Mutu, deși e doar o cioacă, pentru că la Guangzhou el nu poate deocamdată să evolueze, ea având deja 5 stranieri, cât e maximum în China. Sigur că până în februarie mai poate să dea afară Contra pe unul, pe altul și să se ajungă într-o astfel de fază. Ce să faci cu Mutu, mă întreb? Că tu ești un antrenor român, te duci la Peru să antrenezi, sau în Trinidad Tobago, sau în cazul ăsta în China. Primul tău gând este să-l iei pe Mutu? Păi de ce? Ok, Mutu vorbește românește, poți să mai faci un banc, o caterincă cu el, să mai înjuri, să vorbești despre muieri, că doar ai fost la femei împreună cu el, e adevărat. Atunci la Laura Andreșan, nu? Uriță și cu Mutu erau împreună. Poate asta să-i lege. Altceva ce? Mutu e fotbalist, să te faci de râs cu el ducându-l în China? Uite cum s-a făcut de râs Reghe că am făcut Pintili în Emiratele Arabe Unite, în Arabia Saudită. Ăia nu-l mai vor, bașcanii, echipe pe Pintili. Ok, sunt fotbaliști buni în țară, să zicem, sau se potrivesc unui anume sistem. Tu te duci cu ei în străinătate, în loc să iei un fotbalist dintr-o ligă profesionistă vest-europeană, tu l-aduci pe Pintili. Sigur că e o gafă monumentală, că ăsta e fotbalul pe care îl știi tu, Pintili. Oi, mă, tata, asta este exact ce spuneam noi. Da? Oamenii ăștia cunosc o parte a fotbalului, aia mai puțin interesantă. Nu sunt în esență antrenori de fotbal. Un antrenor de fotbal trebuie să știe ce mișcă în lume. El nu este jobul lui, după aceea se duce acasă, se uită la telenovele, este în oraș la cârciumă și vorbește la telefon, face caterincă că el e ștab în societate. Nu, dar trebuie să fii permanent informat, exact ca în orice meserie. Trebuie să fii la curent cu ce se întâmplă măcar în meseria ta, nu doar în bătătura ta. Te-ai dus cu Pintili în Arabia Saudită. Sigur că e un kix. Puteai să aduci în locul lui un olandez sau un neam sau un belgian de undeva? Puteai să le spui ăla sau să ai o rețea de-a ta. Scouting, acum nu mai e, gata, la Steaua nu se puteau aduce. Steaua n-avea bani, înțelegi, jucai cu Pintili. Dar acolo să te car cu toți ăștia ai tăi după tine, vedeți că e o slăbiciune. S-ar putea să-ți iasă în unele situații, dar dacă nu-ți iese. Asta ar fi, apropo de datele problemei brute, să spunem așa, tehnice. Avem astăzi meciuri, să știți, și toată lumea vorbește pe aici, pe la noi, unde se pare că va fi și o mică petrecere, undeva în jurul ei 17, ca pe vremea când tovarășul Dan ne amețea cu Zacusca. Asta se pare că tot așa ar fi un fel de petrecere de sfârșit de an la masa asta care se află în spatele meu de vreo 7 ani, unde sigur că tot felul de podoabe vor fi, să nu vă gândiți la femei, nu? Astea, sărmăluțe, cârnăciori, mititei, poate și măcar atât, fast food-uri dintre astea vor apărea în jurul 17, când noi vom fi deja practic plecați. În Arabia Saudită și în Emiratele Arabe Unite sunt meciuri astăzi. Ne interesează mai mult ce se întâmplă în Liga Saudită, pentru că acolo joacă ai noștri jocul. De exemplu, Reghe Canfare la 16:30, meci în deplasare la Hajer sau Hajer, nu știu cum s-o pronunța această echipă, iar Neapiții joacă de la 19:15, ceea ce ar trebui să fie ultimul său meci în Arabia Saudită, la Al Ahli, o echipă
neînvinsă în campionat, pe poziția a doua, e adevărat, în momentul de față la 6 puncte de Al Nassr, care conduce. Al Nassr joacă la Al Shabab la această oră și conduce cu 1-0, este liderul incontestabil al campionatului saudit. În momentul de față Al Nassr are 12 puncte mai mult decât Neapiții, care e pe locul 5 cu Al Ittihad, și are 4 înfrângeri și un egal în ultimele 5 etape, după 7 victorii consecutive la care Pițurcă n-a contribuit. Al Hilal stă un pic mai bine, dar stă tot prost, este pe locul 4, nu poate să urce în această etapă, indiferent de rezultatul de la Haier. Deci, situație jenantă deocamdată și pentru Regecamp. Să nu fii pe podium în Arabia Saudită într-un campionat cu 14 echipe e destul de puțin. Da, Regecamp nu cred că este încă amenințat, pentru că totuși a obținut 2 victorii consecutive. E și la început, e mai puțin fudul decât Pițurcă, nu l-a concediat încă pe liderul spiritual al echipei sale, cum a făcut Pițurcă. Asta a făcut, l-a dat afară pe ăla care era... Tot încerca să ne explicăm și n-am izbutit. Ce-o fi în sufletul patronului, ce-o fi în sufletul suporterilor lui Al Ittihad, tigrii de la Jeddah, să vină unul dintr-o țară negricios așa, dintr-o țară de care n-ai auzit. Tu ești, trăiești în Arabia Saudită, abar n-ai ce a România. E cam cum n-ar veni nou un antrenor din Kiribati. Cine a auzit de ei? Sau din Palau. Dar domnul e din Palau. Înțelege lumea că e din Palat. S-a scris greșit sau s-a tipărit greșit. E de la Palat. O fi venit de la Gigi. Dar n-avem cunoștințe, nu ne înțelegem pe termenii ăștia. În Arabia Saudită, când trăiești acolo într-o lume închisă cum e, nu știi tu, zona Golfului sigur e cunoscută, știu și ei de Londra, probabil și de Paris, dar mă îndoiesc că știu foarte mulți, mai știu un pic de Germania, știu câteva țări, poate unii știu de amenințarea asta de americani, American, asta știu, dar nu neapărat unde vine SUA. Și că asta e tot, știu de zona Golfului, de România, sigur n-am auzit. Vine unul din România, antrenor, și după 7 victorii în 7 etape, ce face? Ia un punct în următoarele 5 el. De asta l-au adus pe Neapiții. L-a dat afară și jucătorul cel mai bun din echipă. Hai că o să-l vedem astăzi pe unde scoate cămeșa de la 19 și cât, am zis, de la 19 și 15. Al Ahli, Al Ittihad. De la 16:30 Haier Al Hilal. Ne întoarcem după o pauză. Păi la ora 2:20 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă, după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Da, finala Cupei Campionilor sau Campionatului Mondial al Cluburilor, așa se numește, va avea loc finalmente scontat între Real Madrid și argentinienii de la San Lorenzo. O echipă care s-a calificat dificil în finală după ce a trecut chinuit în prelungiri de către neozelandezii de la Auckland. În fine, e nebunie la Marrakech, unde oamenii s-au strâns, turiști, localnici, să vadă vedetele lui Real Madrid, care, spuneam, pune osul pentru câștigarea acestui trofeu, chiar dacă el nu reprezintă mare lucru, joci 2 meciuri și vei câștiga campionatul mondial al cluburilor. Sper să nu fie la fel și în Liga Campionilor Asiei, cu 2 tururi preliminare și să fii deja campion. Pentru că astea sunt competiții care, până la urmă, n-au nicio importanță. De asta nici nu au un impact la nivel mondial, pentru că sunt făcute doar așa. Se desfășoară într-un moment în care sezonul, iată, e întoi, deci echipele europene nu pot să participe ca să nu șubrezească propria competiție internă. Nu pot să se ducă acolo să joace 4, 5, 6 meciuri, că asta ar însemna campionatul mondial al cluburilor. Să joci 4, 5 meciuri, nu 2. Să joci 2 meciuri, nu poți să fii campion mondial. Și astea sunt trase de păr, se oferă mură în gură
doar să te duci să-i dai o palmă lui în semifinală și în finală, nesemnificativ, dar oricum de urmărit ce se va întâmpla și după această fază finală cu Real Madrid, care se va întoarce acasă și va continua să joace în campionat, plan intern, cu toate starurile pe care le are la dispoziție, într-un campionat care s-a mai liniștit în ultima perioadă, după ce trei sau patru dintre contracandidatele bănuite inițial că ar putea să-i facă față s-au desumflat. Chiar și Barcelona a fost ținută în șar de Cosmin Cosma ăsta, că de-aia tot vorbit de el. Să ne ierte ascultătorii dacă facem referiri prea lungi la Victor Pițurcă și la lumea lui arabă. Asta e pentru că unul la mână ne-l dorim acasă cât mai curând. E ciudat un Crăciun fără neapiții. Îi purtăm de grijă, desigur, pentru că este unul dintre ambasadorii importanței fotbalului românesc. Și asta știm de la mitică Dragomir. Fotbalul e de fapt ambasadorul societății. Ori dacă tu ești ambasadorul fotbalului, iar fotbalul e ambasadorul societății, atunci ce înseamnă? Că neapiții ne reprezintă pe noi toți. E, noi ne dorim sărbători cu Pițurcă. El astăzi, dacă ia bătaie cu Al Ahly, spuneam, o echipă condusă de un antrenor elvețian, e acasă. N-ai pentru ce să-l mai ții. Toate statisticile, spun colegii, vin în favoarea celor de la Al Ahly, care și sezonul trecut i-au învins pe unde i-au prins pe cei de la Al Ittihad, inclusiv în ceea ce se numește Cupa Campionilor Arabiei Saudite. Ei au foarte multe cupe, știți, toate țările astea, pentru că n-au nicio grabă. La ei fotbalul se desfășoară în alte, în alți parametri. Nu contează foarte mult. Ai chef să joci etapă, joci. N-ai chef, nu joci. Nu e o problemă. Calendarul stă după ei. Nu ei stau după calendar. Iar aceste meciuri pe care ei le joacă în competițiile lor, au inventat și eu Cupa Campionilor a Asiei, și acolo joacă exact când vor. Până la urmă, care-i graba? Se adună țări de pe un perimetru de 4 ori mai mare decât Europa. Asta este. Deci un perimetru undeva de 4 ori și jumătate mai mare decât Europa și joacă ăia meciuri între ei. Sunt, sigur, mini-continente acolo. De exemplu, sunt arabii, după aia sunt indienii, după aia sunt chinezii, după aia sunt cei din Asia de Sud-Est, care sigur au ramificații și în India și în China, și după aia sunt australienii. Deci asta e Liga Campionilor Asiei. Conține niște subdiviziuni dintre astea care ar putea fiecare în parte să fie un continent. Lumea asta arabă ar merita să aibă un continent al ei, fie că sunt țările din Africa de Nord, fie că sunt țările din zona Golfului, Asia Mică, toată regiunea asta e cât un continent, evident. După aia, indienii, care sunt un subcontinent, sunt continent deja. Chinezii cu Asia de Sud-Est tot așa pot să formeze un continent fără nicio problemă. Ar avea o populație uriașă, în orice caz, și o rază întinsă, enormă, toate țările alea, Malaezia, Thailanda, Singapore, toate alea lângă China acolo. Așa, plus Australia, care este deja un continent, e un mamut de competiție, despre asta vorbim. Se întinde, n-are niște date creionate, clar. Dom'le, asta înseamnă competiția în sine. Astăzi avem etapă în Franța, Germania, Spania și în Liga 2 din Anglia. Avem în Portugalia etapă, Franța Ligue 2 și Național, Zweite Bundesliga, Italia în Serie B, meci din prima divizie olandeză de asemenea. Fotbal la greu, fraților, pentru ceea ce înseamnă, spuneam, în cazul unora, ultimul weekend al anului. Nu e cazul Angliei, de exemplu, care joacă până la saturație. Francezii vor și ei, apropo, astăzi este meci avansat din ultima etapă a turului în Franța, Lens-Nice, meciul se joacă la Amiens, pe teren neutru, pentru că Lens nu are terenul în tot acest sezon disponibil, va fi de-abia de la anul. Francezii vor să inventeze Boxing Day, sau, mă rog, să-l implementeze la ei. Și s-ar putea ca de anul viitor, ama, sigur că Franța este un pic mai tributară vremii decât Anglia,
Și în Anglia, sigur, sunt ierni pline de zăpadă, am văzut, cu autostrăzi blocate, cu localități care nu mai au curent electric, dar se întâmplă totuși mai rar, odată la 7-8 ani. În Franța nu e chiar așa. Sunt regiuni unde nu miști pe 1 ianuarie. Vor să joace de 1 ianuarie francezii, sigur nu din sezonul ăsta, dar s-ar putea deja din sezonul viitor să facă Boxing Day. Ei au stabilit ieri calendarul sezonului viitor 2015-2016. Se știe că prima etapă va avea loc pe 7 august anul viitor, iar campionatul se va termina undeva pe 14 mai, cu 27 de zile înainte de startul campionatului european, când pe 10 iunie începe Euro 2016 în Franța. Deci au stabilit toate datele sezonului 2015-2016, dar cu acest amendament că pot să fie meciuri programate pe 1 ianuarie, adică ar fi pentru prima dată un Boxing Day francez. Nu sunt bătute încă în cuie aceste chestiuni. Au făcut un țintar de campionat unde nu apare etapă pe 1 ianuarie, dar cu amendamentul că s-ar putea. Au încă vreme să modifice acolo, adică în ce sens să modifice? Etapa de pe 5 ianuarie, să zicem, să o pună pe 1. Se poate face încă lucrul ăsta, nu este încă bătut în cuie. Cert este că echipele sunt deja avertizate că pauza de iarnă nu va mai dura decât pentru Crăciun. Nu va mai fi și o pauză de anul nou, cum se întâmplă în acest an, unde reluarea sezonului are loc pe 4-5 ianuarie cu o etapă de cupă. Nici vorbă să joci pe 1 sau pe 2. N-ai decât să iei pregătirile, dacă vrei, pe 2 ianuarie. Dacă ai meci pe 5, să zicem, PSG cu Montpellier să joacă pe data de 5, n-ai decât să te întorci pe 2 dacă tu crezi că ți-ajung 3 zile. Deci nu ești obligat. Sigur că nimeni nu face asta. De anul nou să bea un pahar de șampanie la miezul nopții, jucătorii a doua zi au antrenament. N-au antrenament la 11 dimineața, au antrenament după amiază, dar sunt acolo. Revelionul petrece oricum în orașul unde și joci. De Crăciun poți să te duci la capătul lumii pentru că e liber. Ok, va fi interesant, dar pe de altă parte nu va știrbi cu nimic din reputația adevăratului Boxing Day al englezilor, care au și meciuri tari programate acolo, au tradiție, francezii n-au nimic și pe lângă asta nici vremea nu le va permite să o țină langa așa. Întrucât la ei sunt 7-8 zone unde de 1 ianuarie nu miști. În Alsacia, de exemplu, nu se poate juca în Lorena, nu se poate juca în Franche-Comté, nu se poate juca în Alpi, nu se poate juca în Pirinei, se mai poate juca. Zona Țării Bascilor, numai că acolo nu sunt echipe foarte multe. Rămâne de văzut. Spuneam astăzi Lens Nice în Ligue 1, meci avansat. N-are nicio însemnătate pentru prima parte a clasamentului. La Nice, cicar fierbe totuși cazanul cu nemulțumiri. Este o echipă în pragul falimentului, să o spunem destul de clar, în sensul în care dacă nu se va menține pe prima scenă la sfârșitul acestui sezon, așa cum spuneau specialiștii, are cel mai slab lot din ligă, conform unor aprecieri. Nice, deodată pe poziția 11-a, sigur are un clasament mai bun decât și-ar permite. Vedem astăzi, dacă ia bătaie la Lens, în orice caz încheie sezonul în vrie, pentru că sunt tot mai mulți care s-au ridicat împotriva lui Claude Puel. Claude Puel este antrenorul lui Nice, știți că el are doi feciori. Amândoi sunt în echipă la Nice. Da, sunt așa, cam de nivelul lui Edi Iordănescu, adică intrarea lor în prima echipă, bineînțeles că se datorează tatălui. Nu e singurul reproș care îi se aduce lui Claude Puel, mai sunt și altele. Această echipă de urmărit în partea a doua a sezonului, dacă va reuși până la urmă să se mențină în Liga 1. Spuneam, dacă ajunge în Liga 2, o paște falimentul. Asta și pentru că și-a construit un stadion imens pe care nu poate să-l umple. Allianz Riviera ăsta și-a găsit imediat și un nume frumos. Erau sponsori. Proximitatea cu Monte Carlo și cu Coasta Ligurică au făcut din el o atracție. Nice este al doilea pol, practic, al Franței după Paris, pentru că ține de Coasta de Azur, are cel mai frecventat aeroport francez după Charles de Gaulle de la Paris, un aeroport enorm la Nisa.
într-adevăr, cu mega conexiuni peste tot, din toate marile companii aviatice acolo, ceea ce nu se mai întâmplă în Franța decât la Paris. Deci stau foarte bine la la, au găsit investitori, numai că deocamdată n-au echipă. Și dacă echipa nu trage, regulile franceze sunt foarte stricte și nu le poți păcăli, urmează căderea, urmează falimentul. Avem în acest weekend, spuneam, bătălia în Franța, cea mai interesantă din Europa. De altfel, am văzut și comentarii pe tema asta pe site-urile Digi, de exemplu. Niciun campionat din Europa nu este atât de încins în momentul ăsta. Trei echipe pot să devină campioane de toamnă. OM, dacă învinge acasă pe Lille, duminică de la ora 15. PSG, dacă bate acasă pe Montpellier, sâmbătă de la ora 6. Iar Marseille nu bate acasă pe Lille, duminică. Sau Lyon, care joacă la Bordeaux, duminică seara, în încheierea acestei etape a 19-a, dacă va profita de semi-eșecul unui necesar, cum cred unii jurnaliști prin Franța proști la matematică. Nu e necesar să piardă OM și PSG, e necesar să facă egal amândouă. Dar Lyon, dacă bate cu două goluri diferență, este campioană de toamnă. Condiția, de exemplu, ca OM să facă 0-0 cu Lille, atunci ajunge 2-0 lui Lyon. Dacă OM face 1-1 cu Lille, atunci la 2-0 pentru Lyon la Bordeaux, ambele echipe ar fi considerate campioane de toamnă. Marseille n-a mai fost, de exemplu, campioană de toamnă a Franței din 2002-2003, pe vremea când era antrenată de Alain Perrin, și a terminat campionatul pe poziția a treia atunci. Este un moment care, sigur, nu se consemnează în anale și, după vorba pe care o tot promovăm noi în emisiune, nu poți să-ți tipărești pe autocar faptul că ești campioană de toamnă. Dar contează pe undeva să pleci în vacanță, mai mult pentru suporteri decât pentru jucători, țin să precizez. Contează să te duci liniștit, să ai 3 săptămâni sunt până la reluarea campionatului în Franța. Pe 9 ianuarie este meciul avansat Montpellier-Marseille din etapa a 20-a. Deci o pauză practic de 3 săptămâni fără 2 zile, 19 zile. E și o etapă de cupă până atunci și un meci restant de campionat, Lille cu Evian, da, asta nu contează pentru prima parte a clasamentului. Deci să stai 3 săptămâni confortabil în această poziție nu-i de colea. Pentru jucătorii să-i mai greu, pentru că în Franța tradiția merge pe ideea că ultima etapă jucătorii sunt cu gândul la concediu și stau cu valizele pregătite, nu mai au chef de meci. Nu vor să se accidenteze, asta e prima chestiune. După un sezon extrem de intens, totdeauna așa se întâmplă în Franța, muncește foarte mult în prima parte a campionatului, mai mult decât într-a doua, pentru că nu mai ai timp, pauza de iarnă e foarte scurtă, să mai pui ceva la punct și atunci se trage tare din vară. Jucătorii sunt cu gândul la plajele lor exotice din Zanzibar sau din Mauritiu sau din Seychelles, unde se duc, sau din Cancun, unde se duc în aceste câteva zile. Oferte de alea de 6 zile și 7 nopți, așa cum vedem și noi pe la agenții. Și doar nu să te duci cu piciorul în gips acolo, punându-ți integritatea fizică în pericol pentru un rahat de meci. Vedeți? Asta este marea problemă pentru noi, cei care rămânem acasă. Ne întoarcem după o pauză. Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Fraților, cu cernicie în absolut, asta ne interesează pe noi, fără să fie vreun joc de cuvinte nefast. Este 3-0 pentru Al Nasr Riyad pe terenul celor de la Al-Shabaab. Am fost la un moment dat și amicii celor de la Al-Shabaab, țineți minte, când aceștia au reușit să câștige în minutul 90+5, practic not un pitch, au câștigat pe terenul lui al Ittihad. Aia a fost o victorie. Pariorii au dat rezultat final 0-0 atunci la Al Ittihad, Al Shabaab, și după vreun sfert de oră s-a modificat în 0-1. De golul se marcase, se pare, pe tunelul de la vestiar. De acolo au luat mingea aia de la Al Shabaab și au tras-o în poartă ca Stoicovici atunci când era antrenor la Nagoya. Ne-a marcat un gol în calitate de antrenor cu ristul în pantof de duminică de la marginea terenului, a dat o boltă de 150 de metri, s-a dus mingea în plasă
în poarta adversarului său și l-a trimis în tribune arbitru japonez de furie că el nu era în stare să facă așa ceva. Deci s-a întors un pic roata, Al Nasr are 3-0 pe terenul lui Al Shabab. Spun că e o veste bună întrucât se desprinde Al Nasr și ai noștri rămân de căruță. Și Al Hilal și Al Ittihad, care sunt în momentul de la față la o autostradă și jumătate de liderul clasamentului ligii profesioniste saudite. 23 de puncte are Al Hilal față de 34 cât are în Al Nasr, echipă din capitala Riyadh. Iar Al Ittihad este la 22 de puncte, 11 și respectiv 12 puncte la scorurile actuale pentru faliții noștri. În campionatul Germaniei, astăzi recital, dar ultimul pentru multă vreme, al lui FC Bayern München. Bayern München joacă astăzi pe terenul celor de la Mainz, o partidă interesantă, e neinteresantă deloc. E chiar tipul de meci neinteresant, pentru că Mainz are 3 victorii în 16 meciuri. Este ciuca bătăilor, n-a mai bătut pe nimeni în ultimele 5 meciuri. Joacă acasă cu mamutul fotbalului mondial, FC Bayern München, care are 39 de goluri marcate și 3 primite. Bayern, care etapa trecută n-a avut chef, ca femeia aia care îți spune, întorcându-se cu spatele, azi n-am chef. Ok? Poate n-aveai nici tu chef, nu e neapărat o catastrofă. Dar n-a avut chef acasă cu Freiburg, s-a terminat 2-0, ca și cum n-ar fi existat acel meci. Cine știe ce slăbiciune avea și Bayern pentru Freiburg, nu vreau să-i îngroape. Le-au dat doar 2, câte unul pe repriză, strigător la cer, sigur, pentru cei care se așteptau la o fantezie de aia cu ciocolată de final de sezon. Freiburg este cea mai slabă echipă din Bundesliga, argumentată de specialiști. Nu există nicio șansă ca Freiburg să evite locurile 16, 17 sau 18 la finalul sezonului. Și asta să aveți bine întipărit în minte. E adevărat că locul 16, după cum știți, în Bundesliga dă baraj tur-retur cu locul 3 din Zweite Bundesliga. M-am uitat într-o zi peste clasamentul din Zweite Bundesliga, e o catastrofă. E o catastrofă, deci ce se întâmplă acolo? Astăzi sunt 3 meciuri în Zweite Bundesliga. Ultima etapă a turului a avut deja loc în Zweite Bundesliga, a început returul. Astăzi este deja a doua etapă a returului. Ingolstadt conduce, nu-mi aminte să fi fost vreodată ăștia în prima divizie, urmată de Darmstadt, care a mai fost în Liga 1 în Germania, dar la începutul anilor 80. Așa, pe 3 este Karlsruhe, este o veche echipă excepțională a Bundesliga, o echipă mai vestică decât Karlsruhe nu există. Și Karlsruhe este ceea ce reprezintă mai serios Germania de vest. Nu se face confuzia. Este cea mai mare distanță între Karlsruhe și răsăritul Germaniei. Este practic pe frontiera cu Franța acest oraș. Echipă interesantă, nici ăștia n-au mai fost de peste 15 ani, cred, în prima ligă. Deci un clasament ciudat în Zweite. Iar Greuther Fürth, cea care anul trecut a terminat pe locul 3, țineți minte, și a pierdut barajul de promovare, menținere în Erste Bundesliga, este pe 12 acum, în cădere liberă, fără nicio victorie în ultimele 5 partide. Greuther Fürth, Bochum, care a căzut acum 2 sau 3 ani, Erster FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, Eterna Kaiserslautern sau München în 1860 sunt departe. Deocamdată nu intră în calcule. Pe locul 4 este Braunschweig, și e o echipă tipică de Germania Federală pe vremuri, de campionatul RFG. Echipă mai mult de Liga 2, e adevărat, de vestul Germaniei, în orice caz Braunschweig. Sunt câteva echipe în Zweite Bundesliga și din fosta RDG, RB Leipzig, fosta Locomotive Leipzig, probabil. Așa, mai avem apoi Vismutoi sau urmașa sa, echipa din Oaie, nu știu cum se cheamă astăzi. Astea sunt din fosta RDG și poate cine știe și Union Berlin. Nu știu sigur dacă ăștia nu reprezintă într-un fel și Berlinul de Est.
pentru că Hertha Berlin era echipa care este în prima ligă și care a făcut 4-4 la Frankfurt, săracii. Aveau 4-2, au cunoscut 3-0 și cu 4-2 pe terenul lui Eintracht Frankfurt în ultima etapă Hertha Berlin. În minutul 90, când s-a intrat în minutul 90, era 4-2 pentru Hertha și au fost egalați de Frankfurt. Eintracht Frankfurt, o mare echipă în acest sezon, adică măcar dacă sunt slabi, sunt spectaculoși. Și asta e mare lucru în Germania, unde contează cantitatea de spectacol. În Germania și în Anglia, să știți, s-a ajuns la această concluzie că aceste două țări, dar vorbim aici totuși la un anumit nivel, adică nu la Bayern München, nu, poate nu la, știu eu, Chelsea sau Manchester United, deși Chelsea este o făcătură. Manchester United mai degrabă este o echipă de tradiție în Anglia, Chelsea nu este mare lucru. Dar ok, ca să fac această dizertație pe scurt, aceste două campionate sunt considerate singurele din Europa cu care au și tradiție, care au și istorie, care au și posibilități, care au și fani foarte fideli. Toate aceste ingrediente sunt reunite în Anglia și în Germania pentru ca lumea să se ducă la stadion și să vină acasă tot la fel de proastă cum s-a dus. Adică ce vreau să spun prin asta? Au publicul care se contopește practic cu noțiunea de fotbal. Ești, de exemplu, suporterul lui Stoke City, da? E un foarte bun exemplu. Sau ești suporterul lui Eintracht Frankfurt. Astea sunt echipe pentru care suporterul nu depășește o anumită limită. Adică el este mulțumit să se ducă să vadă echipa ca pusosul. Înțelegeți? El e mulțumit. Se întoarce acasă la fel de mult. Să îmbată sau nu să îmbată. Să apucă de dormit sau de citit, să culcă. Nu contează ce face, dar el este mulțumit. Deci, tipul ăsta de echipă, Newcastle, poate, iarăși în Anglia, la fel. În anii 90, Sheffield Wednesday erau stilul ăsta de echipă. Birmingham, până când avea echipă, să băteau cu Aston Villa, cele două echipe din Birmingham, în prima ligă engleză. Da? Poate într-o anumită manieră și la Aston Villa, de altfel. Și în Germania sunt echipe de tipul ăsta. FC Köln, care avea undeva la peste 30.000, dacă nu 40.000 de spectatori în Zweite Bundesliga anul trecut. Extraordinar arăta stadionul, ei nu jucau absolut nimic. Am văzut un meci acasă lor cu o echipă de asta de țărani, nu știu cu cine evoluau ei, cu un Darmstadt de asta. L-au bătut ăia de la Darmstadt, sau cine era, nu știu, Paderborn, habar n-am, o echipă de asta lamentabilă. Stadionul absolut nu puteai să arunci un ac. Sigur, Köln juca la promovarea și promova până la urmă și Paderborn a promovat. Nu contează asta. Deci este tipul de spectator care se duce la meci ca bou. Se uită la meci, indiferent că e bine sau e rău, se întoarce acasă, tot aia e. Această chestiune nu există în alte campionate. Adică Spania, Italia, Franța nu digeră lucrurile astea. Poate pentru că sunt latini, poate, nu știu, asta ar fi o explicație prea simplă. Dar asta e o chestiune demonstrată. Că e bine, că e rău, n-are importanță. Există acest tip de suporteri. Oameni care nu așteaptă niciodată nimic de la echipa lor. Bine, pentru detalii mai multe, se consulta Liga a doua engleză. Că ești fanul Ipswich, că ești fanul Swindon Town, da? Genul ăsta de Coventry City. Păi acolo este exact. Tu știi că echipa nu-și permite, da? Ce nu va ajunge niciodată să fie Barcelona sau Real Madrid. Nu vor veni niciodată staruri mondiale la acea echipă. Spectatorul se duce în aceea stare de ebrietate practic tot sezonul, ușor amețit, ușor roșu în obraj, cu aceleași cuvinte. Există o lipsă de vocabular acolo înspăimântătoare. Deci oameni care utilizează nici a mia parte din limba engleză, știu 10 vorbe, pe alea le rulează tot campionatul, da? Au aceleași expresii ale feței, aceleași gesturi tot campionatul, pentru aceleași rezultate ani la rândul. Deci este o plictiseală, e ca și cum te duce toată viața ta la aceeași piesă de teatru. Sau ca și cum ai citi în viață o singură carte, aceeași carte, o carte proastă, să zicem, toată viața, de 100.000 de ori. Să o iei de la capăt în fiecare zi. Ăsta este stilul unor suporteri în fotbalul de astăzi.
Ok, sigur, ei sunt fideli, sunt, nici măcar nu asta se poate spune. Ei nu știu ce e aia. Nu spun problema fidelității. E în gena lor chestiunea asta. De când se trezesc dimineața, cum se duc bătrânii la țară, la biserică, așa au ăia meciuri. Se duc la fotbal, își trag izmenele alea pe ei, își pun hainele alea, mai beau un pic de ceai, de cafea. Totul este făcut în funcție de meciul respectiv. Nu se pune problema cu muierea, cu copiii, cu că nu e meci sau că are altceva de făcut ăla, de exemplu să bată covoarele sau să pună murături sau să... Nu! Când e meciul Leicester cu oricine ar fi sau Stoke, orice, se duce ca prostul la stadion. Fără nicio ambiție. Vede și el trei mari meciuri în viața lui. Când răstoarnă odată buturuga lor mică, răstoarnă carul mare. Bat odată în istorie pe Manchester United, bea cu un pahar mai mult prostul familiei când se întoarce acasă. Dar oamenii ăștia, inexplicabilul lor, pentru că ei nu-și explică propria existență niciodată. Niciodată, n-au niciun vis, n-au nicio speranță, trăiesc într-o lume, bine, au avut noroc, sigur, s-au născut în Marea Britanie. Să nu uităm. Dar nu conștientizează nici asta, pentru că ei nu știu ce fac alte popoare. Lor li se pare normal să trăiască în mâzga aia, în clima aia ordinară, în viața aia aceeași, de o rigiditate uluită. Că știu ei de Sudan, știu ei de Congo, știu ei de Mozambic, n-au nicio legătură. Pentru ei viața se oprește pe strada respectivă, la meciul respectiv, unde scot aceleași sunete încoate, spun, exact ca niște animale. De 17-18 ori pe sezon, doar în cazul unui boli grave, nu se duc odată la un meci. Dar nu, nici asta nu-i deranjează foarte mult. Îi scoate un pic din ritm, așa. Se întâmplă ceva, nu știu, o catastrofă. Odată de două ori pe sezon se poate întâmpla. Are, sunt acolo toată viața lor. Și când mor, nu le duce nimeni lipsa. Întreabă unul de lângă cei cu ăsta, a murit. Ok, asta să vină altul. Sau le preia fisul, de exemplu, la fel de tâmpit. Carnetul ăla de abonat perpetu pe care l-avea tataie. Asta este istoria greu de povestit, pentru că cuvintele n-au nicio valoare. Cuvintele n-au absolut nicio valoare în fața acestor oameni și în fața acestor echipe. Vorbim despre asta pentru că uneori fotbalul înseamnă doar atât. Înseamnă exact cum ai dat să mănânce unei găini. Da, tu ești, ai curte și nu-ți pui problema. Nici găina nu-și pune problema. Îi dai grăunțele alea, tu îi le arunci și ale mănâncă. Acest ritual există de mii de ani. Așa este și fotbalul în aceste zone. Noi râdem, sigur, că noi avem altă genă, suntem alt tip de oameni. Reușim să găsim ironia acolo unde alții nici nu știu că există. Da? Sigur, noi ne batem joc de toate sincopele astea, de standardismele astea, de stereotipurile astea înfiorătoare ale societății. Pentru ei așa ceva nici măcar nu există. Nici o clipă nu s-au gândit că sunt ridicoli. Nici o clipă nu s-au gândit că alții pot să-și pună problema așa. Trec pe lângă tine, tu râzi și pe stradă când îi întâlnești pe oamenii ăștia. M-am văzut câțiva dintre ei. Râzi când îi vezi, treci pe lângă ei. Uite bă, ăsta e prostul ăla care de 50 de ani stă în tribună la Coventry. N-a înțeles nimic. Să mă uită și la televizor, are cât un serial de la stupid pe care îl vizionează și este un prost absolut în mediul lui și așa duce mai departe o viață. Nimeni, nici strămoșii lui, nici urmașii urmașilor lui niciodată nu-și vor pune problema sau nu și-au pus problema unei alte existențe. Bun, ne întoarcem după pauză și o să mai vedem ce planuri avem în această după-amiază. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Naționala lui Tata Puiu se știe nu mai merge în Spania, la Marbella, că e prea scump și e prea cu ștaif. Se vor duce în bălăcăreala din Antalya, unde știți condițiile, sunt excelente de pregătire, condiții de cazare și de masă de cea mai bună calitate, ca pe vremuri cu ONT-ul la mare și cam în condițiile alea. Tata Puiu de fapt acolo a și rămas cu el, e la nivelul ăla, e conservator, lui nu-i trebuie Tahiti sau Caraibe. Naționala României va sta 12 zile
rotund, exact ca un concediu sindical în Turcia, și se va verifica cu niște adversari deocamdată nu foarte bine desemnați. Unul dintre ei ar putea să fie Republica Moldova, pe 14 februarie, cum zice tata Puiu, cu o zi înainte de sfârșitul cantonamentului, ne informează digisport.ro. Dacă va ieși treaba și moldovenii nu vor fi foarte ocupați până atunci, jucăm cu ei. Ceilalți adversari se finalizează, ar putea să fie Bulgaria și Turcia. Avem pe Gheorghe Chivorchean, încercând de vreo săptămână să-l prindem. Să trăiți! V-am pupat, să nu luați lipsă de respect, dar efectiv am avut un program încărcat, dar pentru dumneavoastră și colegii noastre întotdeauna răspund prezent. Să știți că mare lucru nu aveam să vă întrebăm decât să ne confirmați niște chestiuni. Nu era o chestiune care să ardă pentru noi. Asta acum am văzut că federația a confirmat între timp că Mihai Teja nu mai este selecționerul Under 21 și că este liber de contract fără să ne trimită direct la Dinamo. Așa este? Da, pentru mine este trist că nu se respectă astfel de contract. Este trist pentru că împreună cu Teja ne-am stabilit un obiectiv și cred că ar fi fost normal și fair play atunci când a venit să ne spună că el vine eventual să fie pasager și nu să rămână în cadrul federației. Da. Știți cum se întâmplă? A primit... În viitor vom trebui să fim atenți și cu pasagerii. Da. Pentru că cu aia care vor să călătorească mai mult timp, nu cred că vom avea probleme. Bun, acum că ați rămas fără Teja din motive obiective sau nu, pe cine aveți în vedere pentru postul de selecționer? Era vorba de Cristi Dulca, se confirmă? Din punctul meu de vedere, trebuie să promovăm comisia tehnică, așa cum a făcut atunci când l-am nominalizat și colegai un amănunt în plus, poate fi faptul că domnul Dănescu, ca și director tehnic, poate să ne informeze, am ce urmă până pe data de 10 ianuarie, cine va fi nou selecționer Under 21. Bun, dar nu există până atunci nicio speculație în jurul unui nume, adică cam cine ar putea? Presa, vă spuneam, vorbea de Cristi Dulca, adică sunt niște nume pe listă sau nu? Poate să fie foarte multe nume, numai că dacă vrem să facem, și eu cred că vom face ordine pe această mână de fotbal, cei care sunt responsabili de nominalizare sunt cei din direcția tehnică, noi ca și conduce și în spețe federale, ca președinte, urmează să negocieze contract. Ok, deci nu ne puteți spune mai mult pe tema asta. Am văzut că Naționala și-a semi-definitivat cantonamentul în Antalya, în locul celui din Spania. Asta e, am pierdut un pic legătura cu Gheorghe Chivorchean, care cred că se afla în mașină. De obicei acolo îi prindem noi pe responsabilii fotbalului românesc. Eram la acest subiect și aș vrea să-l întreb un pic, dar mare lucru cred că nu putea spune în plus. Povesteam mai devreme, vom avea un celebru România-Moldova pe 14 februarie în Antalya, de Sfântul Valentin, și eventuale meciuri cu Bulgaria sau Turcia, undeva în jurul datelor de 6, respectiv 9 sau 10 februarie. Ne-am întors la Gheorghe Chivorchean. Da. Vreau să vă întreb, cu cantonamentul din Antalya și cu ce se va întâmpla acolo, e bătut în cuie meciul cu Moldova sau nu? Da, e bătut în cuie, avem și răspunsul Federației Moldovenești. Urmează ca acum 10 minute am discutat și cu secretarul general al Federației din Turcia, așteptăm și de la ei o confirmare pentru data de 9 sau 10 și de la Federația Bulgară pentru data de 6 februarie. Așa, deci sunt datele confirmate care apar și în presă. Probabil că ăsta va fi țintarul pentru echipa națională în această perioadă. Sunteți mulțumit de această alegere sau federalii n-au avut niciun rol și singur Anghel Iordănescu este cel care a propus și a hotărât? În momentul care ducem cu o selecționată divizională, nu ne ducem cu prima reprezentativă, pentru că așa cum bine știți, mulți din componenții echipei naționale evoluează în campionate care sunt în plină desfășurare. Da.
Atunci vom lua jucători numai din campionatul intern. Cel care trebuie să ne spun dacă este ok, este Angel Dănescu. Da. Campionatul intern și campionatele care Rusia, Ucraina, astea pot fi folosite dacă mai găsim ceva pe acolo, pentru că nici ele nu sunt în desfășurare. Dănescu și-a dorit exilul, da. Ceea ce se pare că se va întâmpla. Da. Bun, v-aș mai întreba apropo de insolvența de la Dinamo. Ați văzut măsurile? S-ar putea ca Dinamo să reușească până la urmă să plătească de abia 1,5 milioane și să iasă din insolvență, dacă lucrurile merg bine, undeva în luna mai. Mi se pare un lucru bun pentru campionatul nostru, o veste bună asta într-un moment în care din alte surse se spune că se închide Taraba. Da, s-ar părea că mai există și o oază de lumină, dacă pot să spun așa, și un dram de speranță, pentru că, așa cum ați filmat, din celelalte sau de la foarte multe cluburi, nu ne vin veștile prea, veștile nu sunt prea plăcute, dar să sperăm că, știu, Moș Crăciun va fi mult mai atent, Moș Crăciun așa cu, să deschid o paranteză, însemnând cei care dacă vor să dezvolte clubul puternic, trebuie să gândească să-și investească, să-și aducă în interior oameni capabili cu care să poată să dezvolte activitatea pe toate paliere. Altfel, federația pare să stea un pic mai bine decât Liga Profesionistă în momentul ăsta. Asta și pentru că rezultatele sportive au fost bune în ultima perioadă și cu Victor Pițurcă și cu Angel Iordănescu. Aveți totuși o marjă un pic mai mare. Vine meciul cu Feroe în martie, care nu e o mare problemă, mai degrabă o formalitate. Vreau să vă întreb că sunteți totuși contestați în frunte cu Răzvan Burleanu, asupra căruia sunt aruncate tot felul de elemente. Am mai discutat și noi aici de discuție. Aș vrea să vă întreb care e atmosfera asta acum în noua federație și cam cât din ce v-ați propus poate să fie îndeplinit pentru 2015? Din punctul meu de vedere, cred că colegii la dumneavoastră astăzi, dacă ar fi să dau un calificativ pentru aproape 10 luni de zile când suntem în interior federației, eu sunt un pic mai dur cu mine și crește și cu ceilalți. Calificativul ar fi astăzi face făcător. Așa. Îmi doresc ca începând cu 2015 și termina cu 2016, deci 2015 să spunem că ar fi bun, și sper să fiu determinat ca în 2016 să spun că este foarte bun. De-aia trebuie, pe de altă parte, să nu ne supere sau să nu ne supărăm când suntem criticați. Dacă suntem criticați cu argumente, nu ne supărăm. Când iau zi pe unii că vorbesc de dreapă de a vorbi și a se dea important, ne lăsăm, pentru că este loc și pentru astfel de oameni, din păcate, în societatea românească. Deci, din ce îmi spuneți, fotbalul e ca și politica. 2015 nu e un an electoral, dar vine 2016, care e mai important. 2016, pentru că eu gândesc în 2016, așa cum cred că gândesc și doresc, deja o calificare la campionatul european, gândesc că clubul a început să se așeze, începând să așeze, repet, pe temelii solide, poate de ce nu, începând cu 2016, să putem să avem și noi cel puțin o echipă într-o primăvară europeană. Și atunci, cred că putem să începem să facem afirmații de genul celor, ca și calificativ, bun sau foarte bun. Mulțumim, domnul Chivorchean, de această intervenție la Sport Total FM. Eu vă mulțumesc tare mult succes și în nou an. Dumneavoastră, colegilor dumneavoastră și tuturor românilor, Crăciun fericit și un an cum vi-am dorit alături de tot ce dai. La mulți ani tuturor. Le transmitem, o să taie și porcul, domnul Chivochean, să știți, cei mai mulți le vom transmite. Mulțumim de intervenție. Toate bune. Într-adevăr, un final de an reușit, aș spune, la FRF. Echipa națională stă bine, spectrul Mircea Sandu s-a mai îndepărtat, contestatarii vechiului regim sigur că sunt prezenți. Credeți că dacă Ion Rațiu câștiga alegerile prezidențiale în 90 în România, nu l-ar fi contestat securitatea, nomenclaturiștii,
Credeți că cei care aveau funcții în regimul Ceaușescu ar fi fost de acord să vină unul care mâncase tic-tac și gumă și stătea cu Adidas și Torșan în picioare la Londra să ne conducă? Nu, înțeles, ar fi fost contestat, așa e și la federație. Înțeles că oamenii se obișnuiseră cu un mod de a fi, cu grătarele lui Mircea Sandu, cu deplasările lui Mircea Sandu, cu promisiunile lui, cu șmecheriile lui. Sigur că acest sistem nou de 10-11 luni, care n-are cum să fie perfect într-o țară mânată până la urmă de nenoroc și de întâmplare, n-are cum să fie perfect, dar chiar și dacă nu este, cu cât ne duce mai departe de halta asta în care poposiserăm cu Mircea Sandu, cu atât va fi mai bine. Avem în această seară și un meci în Primera. Atenție, pariori, Celta Vigo, Almeria. Niciuna dintre echipe n-a câștigat în ultimile 5 etape. Celta Vigo era o echipă de top la un moment dat, în acest sezon, dar traversează o perioadă pițurcistă, ar spune, cu 4 înfrângeri și un egal în ultimele 5 etape, exact ca Nea Piții. Nu că aș vrea să fac o paralelă, Pițur, că nu cred că va ajunge prea curând antrenor la Vigo. Să se gândească totuși, pariori, e un meci de jucat ăsta, evident, nu trebuie să vă fie teamă. Noi nu îndemnăm pe cei care joacă la pariuri să găsească cote de 1.20. Jucați un X la Celta cu Almeria, care are 4.50 cotă. Oaspeții sunt pe penultimul loc în clasament și au de ce să se ducă să lupte pe terenul Celtei. Gazde, dacă vor câștiga, vor relansa un pic, 1.44 cotă Celta. Asta deschide, spunea, un weekend de fotbal foarte interesant peste tot. S-a terminat până la urmă Al-Shabaab, Al-Nasr 0-3 în Arabia Saudită. A început meciul echipei lui Laurențiu Reghecamp, Al-Hilal, pe terenul Hayer, 0-0 deocamdată după 8 minute. Orice alt rezultat decât o victorie este o catastrofă pentru Al-Hilal, care cu un rezultat de egalitate nu face nimic. Rămâne pe locul 4, dar poate chiar ar putea să ajungă pe 5 dacă Nea Piții câștigă mai târziu un pic cu echipa lui pe terenul celor de la Al Ahli, lucru pe care noi îl considerăm absolut imposibil. Să vedem cam care ar fi cotele la Al Ahli, Al Ittihad. 4.33 are Nea Piții dacă bate, gazdele la 1.83, 3.50 la rezultat de egalitate. Ceva de genul ăsta s-ar prefigura. Transferuri vom avea, mai mult rumori decât transferuri în această perioadă. Uite, văd aici o declarație, Reghecamp îl susține pe Olăroiu. Asta în ce sens? Olăroiu va fi noul selecționez al Naționalei Arabiei Saudite. Deci scăpăm de, măcar, după cum știți, timp de o lună de campionatul Emiratelor și vom avea practic 3 călăi în Arabia Saudită, Cămiloiu, Reghe și Pițurcă. 3 oameni, tată, 3 doamne și toți 3 pe făraș în Arabia Saudită, dar deocamdată în post, în postul Crăciunului, în postul Paștelui, pe final, dacă vreți, care vor încerca să își mai adauge niște gologani în vistierie, că nimeni nu s-a usat acolo pentru altceva. No, nu cumva să credeți că există vreun individ care se duce să-și facă mâna în Arabia Saudită. Nu există așa ceva. Nimeni nu știe cu ce să mănâncă, de fapt, civilizația de acolo. Hai că fotbalul mai da, că nu-i mare filozofie nicăieri. Ce-i schimbi tu ca antrenor? Habar n-ai. Bineînțeles, nu. Te duci acolo să faci același lucru pe care îl făceai și în țară. Jmotru, un pic de jmotru, strigi un pic la ei. Haide, bă! De câteva ori și asta e tactica pe care o imprimi într-un campionat de nivelul ăsta. Da, nu le ai tu cu cultura, cu istoria, cu tradiția, poate un pic cu haleala. Haleala știi alea cu alcoolul. I-au spus lupiții, vezi mă că aici cărți, nu poți să joci decât în avion. Bun, joacă în avion, cărți sau la hotel, acolo unde stă. Între ei fac câte o partidă de cărți. Acum mai bate cineva la ușă, le bagă și ei sub plapumă. Nu e mare lucru. În rest, în afară de asta, nimic. Gologan și probabil că atunci când sunt între ei, fac proști pe aia. Nu cred că e mare lucru
în afară de asta, viața lor în această zonă a lumii. Spuneam de transferuri, în special Steaua va fi în centru atenției, pentru că lucrurile neapărat s-ar perfecta. Dar se va discuta de Sân Mărtean, de Tănase, de Cheșeru, de Sucala, de Varela, de Latovlevic, de Tătărușanu, de Arlauskis. Toată perioada asta, până la reluarea campionatului, vom afla unde pleacă, ce lovitură dă Steaua, ce tună mai dat. Iată bomba, e oficial, e un anunț de ultimă oră. Toate anunțurile sunt de ultimă oră atunci când sunt făcute. Nu poți să faci un anunț de penultimă oră. Da? Când deschizi gura și spui ceva, e de ultimă oră, e chiar de ultim moment, să știți. Nu să faci, nu poți să vorbești la trecut. Tu când vorbești nu e înregistrat, e în direct. E sigur că este de ultimă oră. Da? Nu e mare șmecherie, că vor pleca, că nu vor pleca. Pe plan intern lucrurile sunt destul de clare. Steaua n-are adversar, că și dacă vor fi invitate celelalte echipe să o bată, nu vor reuși. CFR Cluj riscă, după cum vă spuneam zile trecute, chiar o groasă penalizare. Probabil că lucrurile nu se vor petrece așa. Vor fi penalizați, să spunem, într-o primă fază. Bulgarii se va șterge penalizarea, că suntem în România. Protestează ăia un pic, vin cu, fac niște amenințări, vor ajunge la TAS probabil. Să va judeca această chestiune după terminarea campionatului, suntem deja obișnuiți. Văd aici o știre că deja un român este luat de Cosmin Cosma la Guangzhou, a reușit să-l achiziționeze pe unul dintre ei, dar nu pe Adrian Mutu, sper, așa, dar se vorbește de briliant, no, ce minciună, ci că primul cun național luat de contra în China. Asta este titlu și dacă deschizi, vezi că doricine Emiratele Arabe Unite, Adrian Mutu este mai degrabă tentat să meargă în China, mai ales acum după ce Cosmin Contra a devenit antrenorul echipei. Deci, cum, în ce sens primul connațional luat de Contra în China? Mutu fiind mai degrabă tentat, adică i-a trecut așa un pic prin minte chestiunea că poate s-ar duce în China. Mutu și-a reziliat contractul cu Petrolul, dar asta e deja de aproape 3 luni, pentru a semna cu o echipă din India, să vă știți, cu Pune City ăia. Însă transferul a căzut. Apropo de campionatul indian, au ajuns la finală. Au ajuns la finală. Se poate consulta asta pentru cei care sunt interesați. Între ce echipe se va desfășura? E gata campionatul. Au jucat zilnic, au fost cu semifinale, cu... nu știu dacă finala mică, bănesc că nu au. Au ajuns la finala mare, gata, s-a terminat circul. Deci că era în India, că nu, ai încheiat contractul, poți să te întorci de unde ai plecat. O mai vedea la anul dacă va mai exista acest campionat. În orice caz, Eurosport a televizat cât a putut campionatul Indiei și cred că în momentul de față le și pare rău. Deci Mutu, spuneam la începutul emisiunii, este dorit la Guangzhou, dar nimic deocamdată nu ne face să credem că va semna acolo. El s-ar duce și el pentru bănuți, dar acum depinde cât îi păcălește pe aia să-i dea la semnătură. Pentru că încă o dată spun, ceea ce văd că presa la noi nu comentează, sper că alu Contra să-i fi spus cineva, aia nu plătesc. Atenție! China și Turcia sunt demonstrate țări unde nu merită să te duci să joci, că nu-ți iei banul. Ori tu pentru asta te duci. Că vrei să te duci pentru alte lucruri, o casă, masă îți dau aia, cred. Casă, cel puțin, sunt obligați, că n-ai cum să stai pe drumuri. Stai în chirie undeva, poate chiar în gazdă. Pai cu chinezoaică de-aia, bătrână. Cine știu, nu-ți mai face și aia niște linte, niște mazăre. Mănânci de la ea. Asta da. Dar bănuțul, atenție, nu. Bani nu se dau, pentru că astea sunt niște cluburi care trăiesc tot din bani negri. Nu vă să credeți că acolo e vreo economie lizibilă. Nu. Au și ei, sigur, domenii de activitate unde treaba merge, dar nu e ăsta. Nu e unul dintre ele. Și ei țeapă. Ama dacă ești Marcelo Lippi, să spune, și te duci să antrenezi acolo... Lippi poate nu e în aceeași situație, sigur, cu impresarul lui, italieni, unși cu toate alifiile, ăla a cerut la semnătură. Dați-mi 5 milioane de euro, dacă nu, nu vin. Băi, au dat 5 milioane de euro, de atunci nu l-au mai plătit. Dar oricum, omul a luat niște bani. Asta e ideea. Adică da, să-ți dea la semnătură banii pe primul an de contract, de exemplu.
Și atunci poți să te duci în China. Dacă nu, te-ai dus absolut de pomană. Ne întoarcem după pauză pentru final. Ce vă spălați pe cap? Cuțit. Dar de ce? De mere. 11 metri. 100% natural. Încheiere, dragi prieteni, iată informația pe care Gazeta Sporturilor ne oferă pe site-ul său. Staful tehnic al lui Dinamo. E important că mai sunt două luni până să reia competiția, e bine să-l știm din timp. Mihai Teja, care va fi prezentat cât de curând, ca să aibă timp să taie porcul. Probabil din aceste motive să grăbesc ei cu prezentarea. Bebe Alexe va fi secund, acesta a mai fost în staff pe perioada lui Liviu Ciubotariu, dar a plecat odată cu venirea lui Birindeli. Celălalt secund va fi Silviu Ion, a fost la Dinamo perioada Stoican, în era Stoican, să-i spunem așa, iar antrenor cu portarii va fi Gigi Nițu. Ăsta a ocupat un post în perioada în care Lobonț, pisica Lobonț, El Gato, a apărat poarta câinilor. Cum să fii, bă, pisică și tu să aperi la câini? Nu așa i se spunea lui Lobonț? Parcă pisica îi se spune, am o mare influență asupra evoluțiilor excelente ale acestuia din perioada respectivă. Deci, Gigi Nițu, antrenor cu portarii, pe scurt, Bebe Alexe, secundul lui Teja. Ați auzit pe Gheorghe Chivorchean spunând că e păcat că există astfel de contracte și că contractele sunt peste tot aceleași, că le respect sau nu, asta e diferența. Sigur că este jenant pentru federație ca un antrenor la un lot, la o reprezentativă, să plece după o lună. Dar știți cum sunt antrenorii, vin la tine și îți spun că ei nu-i mai trage inima pentru că li s-a făcut o ofertă și e o ofertă pe care nu o poți refuza. Într-adevăr, e discutabilă chestiunea. Dinamo n-are, după părerea mea, cum n-a avut niciodată un viitor. Deci nu se întrevede nimic spectaculos. Ce a mai rămas astăzi din Giovanni Becali, din Cristi Borcea, din Vasile Turcu, din Badea ăla, că nu mai știu cum îl chema, da? Ce a mai rămas din toți ăștia? Nimic. Aia era marea, toată ziua se vorbea numai de ăștia, cu trabucul în gură, cu femeile, cu întâlnirile lor, cu relațiile lor. Ce s-a mai întâmplat cu acești oameni? Nimic. Astăzi Dinamo e condusă, se pregătește să fie condusă de un fost jurnalist, da? De Stanciu ăsta, că vine Teja pe lângă el, ar putea să se care și Anghelache, n-ai niciun viitor Dinamo. Naționala Under 21 ar fi trebuit în principiu să fie o provocare, cum se spune în limbaj sportiv, mai interesantă. Am mai văzut o prostie. Gâlcă pune la cale marea lovitură, Steaua ar vâna transferurile Barcelonei. Sau, mă rog, să transfere de la Barcelona tineri jucători. Păi, aici două chestiuni de comunicat. În primul rând că dacă ar fi așa și alte echipe, nu numai Gâlcă și Steaua, ar fi interesate de asta. În principiu nu se poate să transferi tinerii jucători talentați ai Barcelonei nicăieri, nu doar la Steaua. Al doilea lucru, nu vă bucurați pentru că s-ar putea ca acolo oamenii, în momentul în care să presupunem că s-ar înstrăina, n-ar da randament. Nimeni nu poate să spună că un fotbalist de 17 ani, de 18 ani al Barcelonei, că despre asta e vorba, ar deveni un star dacă ar fi condus de Gâlcă într-un campionat nefuncțional cum este al României. Care e interesul unui jucător de la Masia, de acolo format de Barcelona, să vină într-un campionat lamentabil, corupt, mizerabil, ca să facă ce? Da, în cazul în care, sigur, prin absurd, Barcelona l-ar înstrăina. L-ar înstrăina, de ce să nu-l dea la o echipă din Liga a doua sau a treia din Catalunia? Sau dacă nu, să-l folosească împrumut în Primera, la o echipă cu care ei nu concurează direct. Da, uite, la Celta, că nu se bate la titlu. Sau la Eibar. Nu știu, unde au ei niște relații. O prostie asta. Asta este o știre fără sens. Nu poți să aduci astfel de jucători care au o valoare. Uite, sunt jucători după aia din lotul lărgit al Barcelonei, Montoya, fundașul dreapta, care voia Bielsa vara trecută. Ăsta nu joacă, are un singur meci titularizat în acest sezon. Știu că e pe piață acum în mercatul ăsta care începe pe 3 ianuarie. Asta e data oficială, 3 ianuarie, se încheie pe 2 februarie.
e de disponibil Montoya, dar atenție, numai pentru marile cluburi, nu și-l permit decât zeii din Premier League, da? Sau niște echipe de prin Italia sau în Spania nu o să-l dea pe Montoya. Deși el nu e titular la Barcelona, dar face parte din lotul profesionist, deci e un jucător confirmat. Nimeni nu știe cum ar arăta Montoya dacă ar juca 38 de meciuri într-un sezon la o echipă. Nu știm. E nici măcar astfel de jucători că sunt inaccesibili. Se vorbea apropo de Barcelona că Pedro, care a marcat acum 3 goluri în meciul de cupă cu Huesca, 8-1 pentru Barcelona, pentru prima oară Pedro a marcat de 3 ori pe Camp Nou, că s-ar duce la Arsenal pentru 20 de milioane de euro, ar da Wenger pe el. O sumă enormă pentru mercatul ăsta care ne așteaptă. Barcelona, nu știm dacă se va despărți. Asta e propunerea Arsenalului. 20 de milioane de euro pentru Pedro, care sigur că nu are nicio șansă să fie titular la Barcelona atât timp cât Messi, Suarez și Neymar sunt acolo, plus toți ceilalți. Wenger însă crede că ar da lovitura și probabil să o dea, pentru că în orice caz Pedro nu mai este o simplă speranță la început de drum, 2-3 pe la secunda la echipa B a Barcelonei. Dar atenție, nu o să ajungeți niciodată să puneți mâna pe astfel de jucători. Cu toate relațiile pe care le aveți, că Regas Barcelona nu împrumută și nu transferă jucători practic niciunde. Nu există niciun jucător tânăr de la ei care să plece fără avizul general al clubului. Întreabă inclusiv pe Guardiola la München dacă să-i dea drumul unuia dintre ăsta. Și la Steaua nu vor ajunge niciodată. Poate să aduce unul la 14 ani, dar ăla are posibilitatea să joace în Liga 1, nu cumva e prea crud. Ăla poate, unul de 14 ani, dacă părinții sunt de acord, să-l aducă în România, să stea la Intercontinental și să se ducă până la meciuri la stadion cu părinții după el. Da. E puțin probabil, e o utopie și asta. Bun, ne auzim luni, dragi prieteni, să facem recenzia acestui weekend spectaculos care ne așteaptă. Rămâneți cu Sport Total FM.